Dacă ar fi să ne luăm după nume, probabil că acest candidat are origini sălăjene. Sila Ghijolt este cel pe care PPMT îl propune pentru cursa prezidențială. Sila Ghijolt are 46 de ani, este catolic, căsătorit și are 3 copii. A urmat cursurile universitare la Budapesta, fiind licențiat în politologie. În 1990, când avea 21 de ani, a fost cel mai tânăr deputat din Parlamentul României, ales pe listele UDMR. În 2004 a părăsit UDMR și a devenit lector universitar la Facultatea de Politologie a Universității Creștine Part din Oradea. Din 2008, de când a fost numit șeful de campanie al candidatului Tökeș Laszlo la alegerile europarlamentare din 2009 și până în prezent este șeful de cabinet al acestuia la Bruxelles. El este și vicepreședintele PPMT pe probleme de politică externă. Acum a fost lansat de PPMT ca și candidat la președinția României și a demarat campania de strângere a celor 200.000 de semnături necesare pentru candidatură. În mod simbolic, Sila Ghijolt a fost al 10.001-lea semnatar al propriilor liste de susținere. Ce caută un candidat maghiar la președinția României dacă nu are șanse, dar ce ar căuta doi candidați maghiari dacă nu au șanse? Doi candidați maghiari au aceeași șansă ca și un candidat maghiar, dar cu doi candidați vocea maghiarilor se va face mai bine auzită. Sila Ghijolt, vicepreședinte PPMT. Liderii PPMT mai susțin că în actuala conjunctură politică, UDMR-ul își va direcționa voturile spre candidatul PSD, adică spre stânga, iar candidatul lor va încerca să ofere o variantă electorală în care maghiarii care sunt de dreapta să poată să aleagă corect.